nós queremos aplaudir. Acest festival a fost posibil anul acesta și anul acesta pentru a fi organizat în condiții deosebite cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Liești, școlilor din Comuna Liești, Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva și, în ultimul rând, domnului primar Iulian Boț. Pentru al treilea an consecutiv, în Comuna Liești, se desfășoară acest festival minunat, care adună formații din toate județele reprezentative ale sudului Moldovei și Munteniei. Anul acesta, în semn de respect și prețuire pentru efortul depus de gazde, o să îi onorăm așa cum trebuie. Iar înainte de a-i da cuvântul domnului primar, aș vrea să fac o precizare. Ansamblul Cununița Satului din Comuna Liești e emblema acestei comune. În tot anul 2016 a făcut cinste cu brio la toate evenimentele cu caracter folcloric unde a fost prezent. Iar asta se datorează muncii copiilor, părinților și, nu în ultimul rând, doamnei coregraf Vibu Mioara. Acum îl rog pe domnul primar, Iulian Boț, să vină alături de noi, o să deschidă festivalul oficial. Bună ziua și bine ați revenit la cea de-a treia ediție a Festivalului de Obiceiuri și Datini din Comuna Liești. Ce să facem? Îmi cer scuze pentru... dar nu mai lasă și tehnica câteodată. Între timp, domnul maestru o să repare. Mă bucur să văd atât interes, atât de mult interes pentru folclorul românesc, pentru tradițiile și obiceiurile românești, pentru că acestea ne mai țin pe noi în lume ca și nație. Pentru că dacă nu ați fi dumneavoastră, atunci am vedea numai Halloween, numai zilele îndrăgostiților sau ziua îndrăgostiților și am uitat de capra tradițională, de ursul tradițional, de acești minunați copilași cu instrumente, cum sunt vecinii noștri de la Vulturu și felicit pe această cale și pe domnul primar pentru efortul pe care îl face, că nu este ușor. Nu este ușor să menții în funcțiune una o asemenea echipă. În continuare, vă doresc succes tuturor și, așa cum v-am zis întotdeauna, câștigători suntem toți participanții. Nu există locul 1, 2 și 3. Succes! Și pentru că acum două zile am aniversat 98 de ani de la Marea Unire, vreau să vă spun la mulți ani, la mulți ani România, la mulți ani români. La mulți ani tuturor, domnul primar, vă rog frumos să nu plecați. Repede ați plecat, repede, repede. Aș vrea să deschidem seria premierilor cu domnul primar și tocmai de aceea o să-i dau un trofeu, trofeul festivalului și o diplomă de excelență pe care să o pune la dumneavoastră acolo în birou. Pentru că are multe. Aceasta este recompensa noastră modestă pe
pentru efortul pe care îl depuneți în fiecare an, în luna decembrie, să organizați acest festival. Mulțumim domnului primar, mulțumim întregii comunități mireștene pentru ospitalitatea cu care an de an ne primesc aici și sperăm să ajungem să organizăm și ediția aniversară. Înainte de a da start concursului, aș vrea să prezint juriul, care este și anul acesta un juriu cu greutate și fiți siguri că vor urmări fiecare mișcare pe care o faceți pe scenă. Și o să încep cu, domnele profesor Miara Șipoș, la Liceul de Artă Hartian Afle Brăila, profesor de muzică, de canto, domnul profesor Dorin Șipoș, profesor de muzică, maestru, mulțumim, bine ați venit. Pe partea de coreografie, un ochi critic, rău de tot, maestru coreograf Micușor Iancu, bine ați venit. Coreograful ansamblului Toina Balcan, din Ialunța. Și, bineînțeles, pe parte de etnologie, profesor etnolog Mariana Chirițo. Aplauze! Acesta este juriul nostru. Astăzi, la cea a treia ediție, avem înscrise 11 formații din județele Brăila, Galați, Bacău, Brancea, Tazui și Ialomița. După cum bine știți, în regulament, anul acesta avem două secțiuni de concurs, secțiunea dedicată datinilor și obiceiurilor de iarnă și secțiunea dedicată ansamblurilor de cântece și dansuri. Evoluția formațiilor va fi alternativă, o formație de la o secțiune, o formație de la altă secțiune. Și deschidem festivalul cu o formație foarte dragă nouă. Majoritatea de aici a fost la festivalul Prânzei de Bulianca, așadar nu are rost să prezint prea mult formația Iuburii Tudorencelor din comuna Salcia Tudor, județul Brăila, coreograf Gheorghe Mihalache, inspector Aurica Buzatu. Așadar, ansamblul Iuburii Tudorencelor deschid festivalul la secțiunea de cântece și dansuri. Tot prin lângă se demână